Credincioșii din satul Băușori, județul Vaslui, se vor ruga de astăzi într-o nouă biserică. Construirea acesteia a început în anul 2014, întrucât biserica satului veche de peste 150 de ani era în pericol din cauza alunecărilor de teren. Lăcașul de cult cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a fost târnosit astăzi de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Ierarhul a acordat și al doilea hram, Sfântul Siluan Atonitul, pomenit astăzi. Și Sfântul Cuvios, Siluan Atonitul, prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Ierarhul a oficiat în continuare Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a vorbit despre felul în care ne învață Sfântul Siluan Atonitul să descoperim pacea. Cel mai greu dobândește pacea sufletului, liniștea interioară, lăuntrică, omul plin de sine, omul mândru, arogant, cel care ar vrea să fie unul în jurul căruia să se rotească ca niște sateliți cu toții. Omul mândru, plin de sine, nu poate primi harul Duhului Sfânt, pentru că Dumnezeu îi iubește întotdeauna pe cei smeriți. Și acestora, ne spune Sfânta Scriptură, le dă foarte mult har. De aceea Sfântul Siluan, într-unul din textele lui, ne spune că dacă noi vom reuși să ne dezbrăm de mândrie, de orgoliu, de răutate, vom dobândi și pacea pe care Hristos ne-o dă nouă, așa cum le-a promis-o ucenicilor săi. Câtă nevoie avem de oameni de pace, de oameni buni, oameni blânzi, cei care să ne trateze cu foarte multă îngăduință. La finalul slujbei, părintele paroh Constantin Dorobăț a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, preasfințitul Ignatie i-a oferit distinția de ctitor nonagenarului Neculai Burghelea, iar celorlalți binefăcători distinții de vrednicie. Toți credincioșii au trecut apoi prin Sfântul Altar.